Salutare, dragi prieteni, bun venit la un nou episod. Astăzi, în primă fază, avem amicalul cu Anglia. Îl vom juca repede ca să fie treaba. Hai să jucăm în albastru, că așa vreau eu și așa îmi place mie. Să mergem mai departe, să jucăm marele meci mare. Meciul amical. Cred că în vară vom juca și la european. Jucăm pe Wembley. Poate reușim să atingem mingea, ar fi interesant. Pasăm bine acolo pentru Denis Mann. Mann întoarce mingea, Mann, șut din afara careului. Pope reține fără probleme. Pope. Deposedăm aici pe Kyle Walker. Olaru. Sărim la cap. Dar centrarea a fost destul de slabă. Chiar acolo în careul de 6. Și aici portarul și-a reținut. Kyle Walker pasează acolo. Haideți, bă, băieți. Haide, ia uitați-vă, mă. Fotbaliștii vieții. Bun, pasă bun acum. Pasăm frumos în centru pentru Boloca. Denis Mann. Denis Mann încearcă să șuteze, mă, el e Messi, cel puțin. Olaru pentru Mitriță. Mitriță greșește extraordinar de frumos. Mason Mount. Wilson. Wilson pentru Mount. Rashford. Bellingham intră în careu. Apără Ionuț Radu. Excepțional. Excepțional. O pasă bună acum. Scăpăm pe un contraatac, ne luptăm acolo cu Declan Rice. Bă, nu mă gândeam să aibă viteză așa mare Declan Rice. La cum am plecat. Bun, Mitriță pasează excelent acum. Mitriță, excelentă pasa lui Mitriță. Intrăm în careu și n-apucăm să șutăm pentru că vine Kyle Walker din spate și adio Bobby. Kyle Walker urcă, pasează bine pentru Mason Mount. Aruncă-te, mă, ia-i mingea de la picior, apără Ionuț Radu. Rashford, Stones, Bellingham șutează din afara careului, apără Ionuț Radu încă o dată. Noi ce avem de făcut meciul ăsta? Dribbling success. Să dăm un gol și match rating. Aia e. Adio Cocoș de data asta. Bine că n-ai rămas pe burtă. Cade jos, rămâne pe burtă. Hai, las că e bine, mergem mai departe. Pasăm bine pentru Mitriță. Olaru. Șut. Pasă bună din nou pentru Mitriță. Am încercat șutul, dar era prea aglomerat. Marcus Rashford. Rashford greșește pasa. Nedelcearu încearcă o centrare, să zic așa. O pasă lungă.
Bă, ce e ăla Boloca, bă, băiatule, bă, eu n-am auzit de el până în jocul ăsta să mor dacă vă mint. Dacă eu am auzit de Boloca, pe bune. Nu avem și noi un jucător bun până Liga 4 ceva, că să nebunesc dacă nu. Vai morților ăștia care îi avem. Șut bun! Apără Pope încă o dată. Șut! Excelent! Încă o dată Pope. Băi, băiatule. Șutăm la colțul lung încă o dată peste poartă. Aia e ghinion. Stones. Kyle Walker. Marcus Rashford pentru Walker încă o dată. Olaru pasează bine, Olaru acolo, deposedat de Kyle Walker încă o dată. Kyle Walker scapă mingea în afara terenului. Declan Rice. Rice pentru Bellingham. Foden. Rashford. Tammy Abraham. Tammy Abraham. Intră în centru acolo Justin. Foden. Tammy Abraham. Greșește Tammy Abraham. Scăpăm totuși. Doamne cât de prostie. Doamne cât de prostie. Futuzmanul morții mătii. Ce vorbești, băi, frate? Așa ceva e imposibil, e imposibil să fie atât de prost. M-a schimbat în minutul 20. Ia, fiate, ne bate Anglia 1-0. Ah, mă gândeam. Așa ceva e imposibil, bă, Cucoș. E imposibil. Avem meci cu Utrecht. Hai să facem... antrenamentul și vom juca direct titular. Să-i dăm bătaie. Avem meci cu FC Utrecht. Trebuie să câștigăm și să nu ne mai încurcăm. Cam așa ar trebui. Hai să vedem. Van der Horn, Tornstra. Bă, mulți jucători cunoscuți care au jucat la PSV. Rusaid. Aia era. Ia ce avem de făcut. Să facem egal sau să câștigăm și să facem 10 pase. Ha, nota 9, bă, ești prost.
șut acum al celor de la Utrecht. Benitez respinge, au acum corner. Și acum șansă de contraatac. Șansă de Olai. Olai. Busaid înscrie pentru Utrecht. Bă, nu știu, cred că după meciul ăsta ne dăm înapoi pe Professional, că nu știu, toată lumea îmi cere în comentarii, dă pe World Class. Nu vezi că pe World Class nu poți să joci nimic? Chiar nu vedeți că nu poți să joc nimic pe World Class? Pe bune. Aici nu controlez eu echipele. Eu controlez un singur jucător. Și nu pot, pur și simplu nu pot. Apără la mă Kaiser de rupe. Mai ales la națională. La națională nu o să pot să fac nimic niciodată. Când joc cu asemenea... Când am asemenea echipă. N-am cum să joc pe World Class. Pe bune. Adevărul e că naționala României au și niște statusuri de sperii. Monștri aici, nebun, fotbaliști mari. Mergem mai departe. Final de primă repriză, 1-0 pentru Utrecht. Șut la colțul lung, apără de Kaiser, de Pariser, de ce-o fi el. Bă, ce s-a întâmplat, mă, frate? Oh! Mamă, ce mă enervează. Bă, bune, dacă nu. Și din nou Kaiserul vieții. Bă, ce apără ăla, mă, frate. Patru inși pe un singur om și tot a dat pase pântre noi. Ca lume. Scampion la cartonașe galbene.
Bun, bun, bun. Hai, mă, urcă unul odată. N-ai ce să... N-ai, mă, ce să faci. Du-te în gherla. Bun, în sfârșit. În sfârșit. Mamă, ce joc de pase. Așa da. Bineînțeles, acum mă schimbă. Ne scade de notă, bam, n-am foc. Ia, 1-1 final. Hai că chiar sunt curios. N-a scăzut mult. Dar, mă rog. Dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. Data viitoare vom avea meci cu Villarreal și cu Sparta Rotterdam. Și după aia ne apropiem încet încet de perioada de transferuri. Nu mai avem mult. 2 sau 3 episoade până atunci. Sunt curios dacă putem să ne trecem pe lista de transferuri. Ia, că sunt curios. Așa mă, tată. Bun. O să vedem acum dacă ne pune sau nu pe lista de transferuri. Notificații. Ia. Da, cam asta a fost. Dragilor, până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, pa, pa!